Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul avocat Florian Angelo. Domnule avocat, rămăsesem datori cu un răspuns la o întrebare. Proiectul Iazul Morilor, am crescut pe lângă Iazul Morilor pentru că am crescut în cartierul Micro 3, însă cât de posibil vedeți dumneavoastră acest proiect în condițiile în care ar trebui mult descoperit, mult curățat, iar clar Urbisul a dat dovadă că nu prea se mai poate ocupa și nici nu știu dacă ar avea în competență. Adică hai să ne uităm la lacurile din municipiul Buzău. Bun. Nu știu dacă mai reții, dar parcă și amândoi am mai făcut o emisiune în legătură cu cartierul Orizont. Da? Da. Și am spus atunci că pe vremea lui Carol s-a înființat stațiunea, da, care a avut un sistem de irigații, da, prin cădere naturală. Deci fără stații de pompare, repompare, da, și așa corect. Mai departe. Iazul Mărilor este inima acestui sistem. Da? Nici nu are denumirea, nu știu de ce este Iazul Mărilor, că oricum nu are nicio importanță. Ajungem la ceea ce discutam cu Orizontul și așa mai departe. A cui proprietate este? E? Iazul, terenul. A cui proprietate este? Păi dacă ne gândim pe unde trece, sunt cam mulți. Dar Iazul în sine, construcția Iazul, și construcția utilitatea și așa, aparține de stațiunea de cercetare, exact, legumicolă. Exact. Este proprietatea publică a statului și a fost dat administrare. Dar asta nu înseamnă că zona din jurul lui nu poate fi amenajată cu băncuțe, da, cu poduri, cu... Ce vrei? Problema este, știi care era lățimea, deschiderea inițială a Iazului, nu, respectiv? Ce să faci cu el? Deci, e un iaz, pur și simplu un iaz, nu știu, are o deschidere la ieșire, să cum spune, la alimentare, avea o deschidere la, în Similească acolo, de 7 metri. Dar se îngusta pentru ca să asigure debitul, să mențină viteza, ca să poată să alimenteze prin lateral și avea un sistem de, mă rog, era un sistem deștept. Și a rămas, să zicem, ascuns iazul respectiv, pentru că ar fi dispărut cu rapiditate dacă l-ar fi lăsat descoperit. Deci, acum, ca să-l descoperi, trebuie să faci o pregătire din punctul ăsta de vedere teribilă. Deci, trebuie să asiguri o logistică ca să nu se facă ceea ce este de presupus că se va face. Că nu văd eu să fie așa de ușor, în primul rând, de realizat. Și, în al doilea rând, din punct de vedere estetic, tare mi-e teamă că sunt lucrări mamut care trebuiesc făcute. Pentru că bun, de aici, lucrările, să presupunem că se pot face. Cine le întreține? Ajungem și acolo. Deci, trecând peste chestia cu proprietatea, realizarea, modificarea peisagistică pentru ca să pui în valoare așa ceva, este o investiție mamut. Deci, dacă poți spera ca în 10 ani să se realizeze și să ai fondurile necesare ca să poți în 10 ani să realizezi din punct de vedere peisagistic investiția respectivă, trebuie după aceea să te asiguri că, așa cum spune, se poate întreține și se poate din acest punct de vedere, în colaborare cu Academia Agricolă și cu stațiunea, să asiguri o utilitate, pentru că în afară de frumusețe trebuie să ai și ceva beneficii după urma lui. Adică să fie zona de agrement cu intrare și așa mai departe. Adică dacă desfințezi niște garaje, crezi că poți să pui în valoare Iazul Mărilor? Iazul Mărilor începe din Similească, de departe, rău de tot. De o parte și de alta, însă Iazului Mării s-au reconstituit drepturi de proprietate pentru legumicultorii din zona respectivă. Deci ca să pui în valoare Iazul până acolo, sau de la o zonă rezonabilă, din momentul în care intră aici de la Dedeman încoace, să-l pui în valoare numai din dreptul cartierului Orizont și până, să zicem... Până la stațiunea de cercetare, să spunem. Și mai în jos, ca să poată să fie... Până la stația de epurare. Da. Așa. După părerea mea, sunt vreo 2 km și jumătate. Deci ca să faci toate demersurile, în afara de faptul că trebuie să mai faci, după atâta amar de vreme de când a fost făcut acest iaz, trebuie să faci niște studii geologice, să vezi, să nu cumva să
din dorința de a-l amenaja, să faci în așa fel încât să se ascundă apa, să plece apa, să nu mai o găsești. Da? E foarte, foarte dificil. Și așa, părerea mea este că acum este o realizare inginerească, să zicem, de o ținută extraordinară, că funcționează iazul respectiv. Deci va trebui să fie foarte mare grijă dacă cumva se va realiza această investiție. O zonă de agrement oricând este binevenită. Problema este de costuri, surse de finanțare și realizare. Cine este capabil să realizeze o asemenea chestiune? Peisagistică, pentru că am văzut la, cred că la japonezi, cum a fost transformat un râu din ăsta în interiorul unui oraș, că la ei nu este orașele, unui oraș. Dar tot la fel, cu o investiție guvernamentală și cu proiecte sub supravegherea unui om de știință care s-a ocupat de așa ceva. Și aici, dacă ar fi de făcut, Academia Agricolă împreună cu asta de îmbunătății funciare la nivel național, să pot uni împreună cu municipalitatea care măcar să facă studiile, să zicem, de peisagistică, să vadă cam ce ar vrea să facă și cam cum ar trebui să arate, poate că în cele din urmă, într-un orizont de timp, așa cum am spus, vreo 5-10 ani, s-ar putea realiza o zonă de agrement. Ea este destul de frecventabilă, pentru că e cartierul din vecinătate. Curaj să fie, ceea ce nu îi lipsește lui Toma, problema este de surse de finanțare și de cine se ocupă de așa ceva. Da, mergem mai departe cu discuția noastră. Vă promiteam că vom citi mesajele. Felicitări, o mare onoare prin prezența domnului avocat, ca împreună cu dumneavoastră să ne aduceți problemele principale ale Buzăului, semnează familia Mihai, mulțumim. Sărut mâna, să trăiți cu respect. Vă aduc din nou în atenție plecarea autobuzului 10 în weekend dimineața de pe Horticolei. Vă mulțumesc că este un telespectator care ne-a mai atras atenția cu privire la acest aspect. O să ducem și noi mai departe problema ridicată de dumneavoastră. Domnule avocat, vă rog să-mi spuneți ce caută Adi Mărăcineni Buzău în procesul transportatorilor atâta timp cât nu sunt parte în contractul de delegare a gestiunii. Poate să fie orice persoană introdusă forțat de instanță într-o cauză. Nu știu speța, deci n-aș putea să spun. Dar apropo de autobuze, am avut din nou dreptate. Te rog să mă scuzi că fac tot timpul asemenea chestiuni. Știi când am spus că autobuzul acela mare care se duce la Kaufland nu justifică... Corect. Deja? Și s-a renunțat. Corect. Eu nu știu ce... Da, în sfârșit. Îmi permis să răspund telespectatorului? Vă rog. Așa? Un telespectator ne-a lăsat o solicitare, o întrebare la redacție. Vă solicităm... Scurt. Exact. Și chiar vă rugăm, dacă aveți astfel de probleme, de neînțelegeri, să veniți cu ele, să le lăsați aici la Campus TV. Și iată că domnul avocat vă răspunde. O să vă rog să nu-i dați numele telespectatorului nostru, doar să-i răspundem la întrebare. Stimați telespectatori, asociațiile de proprietari, din nefericire, funcționează după o lege copiată din Occident, care are tradiție și în administrarea condominiului, în administrarea unor blocuri și așa mai departe. Din nefericire, la noi asociațiile sunt create și după aceea sunt acoparate de unul ales în funcție de președinte împreună cu conducerea din jurul lui și după aceea ei se consideră mari și tari și n-au de ce să dea socoteală decât atunci când fac niște infracțiuni și mai fură și banii. Au obligația, stimați telespectatori, la momentul la care solicitați copii de pe actele respective să vi le înmâneze. Însă îmi pare rău, nu se supun legii 544/2001, nu sunt informații publice, motiv pentru care trebuie să-i dați în judecată pe obligația de a face, să le cereți cheltuieli de judecată și cei care
au refuzat chestiunea să vă dea informații respective, să plătească ei și nu din banii asociației de proprietari. Numai în felul acesta veți obține copii de pe documentele care în principiu sunt ale noastre, ale asociației, dar spuneam, se așează cu fundul pe documente președintele împreună cu contabilul și cu administratorul și așa, și ei se consideră mari și tari și n-au niciun fel de bun simț să răspundă solicitărilor oamenilor care în principiu îi plătesc, pentru că și aici... Ca să înțeleagă telespectatorii noștri exact, unul dintre telespectatori îl întreabă pe domnul avocat cum poate obține de la o asociație de proprietari un contract în baza căruia s-au făcut niște reparații. Dumnealui vrea să știe ce trebuie să plătească și de ce. Este și normal. Iar la final sunteți întrebat, domnul avocat, dacă se poate și în ce condiții se poate ieși dintr-o asociație de proprietari. Ca principiu se poate ieși, în orice asociație se poate ieși. Problema este că trebuie să intri după aceea într-o altă asociație. Pentru că nu poți să nu faci parte dintr-o asociație care asigură plata facilităților și utilităților condominiului respectiv. Deci ca principiu se poate ieși, dar din punct de vedere practic este greu de realizat așa ceva. Iar cu privire la întrebările pe care le adresa în instanță pe obligația de a face. Bun, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii și aș vrea să mai discutăm. Aș vrea să vă întreb, domnule avocat, ce părere aveți despre faptul că de la 1 august microbuzele de transport persoane vor dispărea din peisajul buzoian, vor rămâne doar autobuzele. Și aici, tot la fel, acei transportatori n-au știut unde să se adreseze, pentru că, din acest punct de vedere, Consiliul Concurenței, dar și Constituția, le garanta ca pe cale concurențială să participe la transportul în comun. Dar eu zic că este tot răul acestora este spre răul municipalității și a celor care au hotărât că vor folosi numai autobuzele acestea mari. Ele nu-și vor justifica absolut niciodată utilizarea. Ați mai spus acest lucru. Foarte repede un telefon, după care vom pune punct emisiunii noastre pentru că ne obligă timpul. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Știți că am mai intervenit eu la dumneavoastră, îl contrazic pe domnul avocat. Noi avem asociație pe bloc din 2006 și ne gospodărim singuri. Avem președinte, avem cenzor, fără să dăm un ban nimănui. Deci plătim totul separat, inclusiv gunoiul, avem contract fiecare apartament. Da, da, ați fost de acord împreună să faceți toți locatarii să fie locatarii, proprietarii de apartamente, doar nu toți care locuiesc. Cine e proprietar de apartament cu semnătură, v-am dat eu un mesaj totodată într-o emisiune, și să nu aibă datorii la vechea asociație. Deci păi de ce ați făcut o asociație, domnule? Registrați la oficiul comerțului, nu-i nicio... Da, ați făcut o asociație. Foarte bine. Da, da, ați făcut o asociație. Da. Da, domnul avocat exact asta a menționat. Aici locuiesc. Păi asta am spus, doamne, că se poate să meargă la o altă asociație sau să desprinde împreună... Deci nu pot să merg la altă asociație, da, ne-am da. Făcut pe bloc. Păi da, asta spun, doamne, pe scara blocului, pe nu știu așa, ce... Așa, exact, da, da. Rugămintea mea este în felul următor. Nu închideți, rămâneți și dați-le colegilor mei din regie numărul dumneavoastră de telefon. O să-l, cu permisiunea dumneavoastră, o să-l dau telespectatorului care are mare nevoie de ajutor. Poate o să-i mai furnizați și dumneavoastră câteva informații. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim. Da, subiectul ăsta al asociațiilor de proprietari este tare fierbinte. Se întâmplă tot felul de lucruri, care mai corecte, care mai puțin corecte. Primim și aici la redacție tot felul de mesaje din partea telespectatorilor, cum că se fac tot felul de abuzuri și așa mai departe. Nu știu dacă abuzuri, dar își imaginează președintele cu contabilul, cu administratorul, că ei sunt șefi. Nu sunt șefi, sunt reprezentanții proprietarilor care s-au constituit într-o asociație și ei au dat socoteală tuturor locatarilor, indiferent dacă le place sau nu le place de ochii cuiva. Da, așa este. Domnule avocat, promisesem telespectatorilor că vom aborda și subiecte de nivel central. Din păcate, timpul nu ne mai permite. Nu e nicio problemă. Mai avem și alte zile în care ne vom revedea aici în studioul Campus TV și cu certitudine le vom aborda. Vă mulțumesc tare mult. Nu, 20 de secunde, să spunem că nu se va ajunge la suspendarea lui Iohannis din cauza
celor de la UDMR și a lui Tăriceanu. Din cauza matematicii, practic, da? Nu, din cauza orgoliului lui Tăriceanu de a fi candidat la președinție. Dacă îl suspendă pe Iohannis, n-are nicio șansă la președinție, la candidatura de la președinție. Da, și din nou ne aducem aminte de un moment care a făcut deliciul României la vremea respectivă. Dragă Stolo, dacă vă mai aduceți aminte, deci iată că ar putea fi și aici o situație de genul. Alte dimensiuni și ceva mai decent de data asta. Da. Domnule avocat, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația. Cu plăcere. Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii din această seară. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, seară minunată. Vă doresc la revedere.